Scoală-te-mă în pula mea, bă! Scoală-te-mă! Uitați-vă aici, dragi oameni buni. Bună să vă fie inima în primul. Uitați-vă ce navă conduc ea. Ia uitați-vă aici. Fii atent, proiectoare sus, becuri, nebunii, girofare, tot ce vrei. Dați un like puternic să vedem ce facem cu ăsta noaptea asta. Mamă, cabină mare, lung, bă, striptease înăuntru acest, să mă bată, mam. Curat, frumos, elegant. Ce are ăla acolo, bă? De căldură ăla? Pentru căldură, băi, pentru tramper camionul. Are triplă, are, bă, mă, doamne, ce e aici, bă? Iar să-mi îmbolnăvi altul, mai muncesc și eu, ia? E, e. Bă, am noroc că să mă îmbolnăvește câte unul, mai muncesc și eu. Mai una, mai alta, ce să faci? Băi, fentăm foana, trece ziua. N-am lucrat așa de 150.000 de ani. Avem un Volvo de 500 la program, la alea. Mă grăbesc cu o leacă, datorită fiind faptului că... Uite, eu nu mai găsesc carta o gravă. Bine că ia ci totuși. Mamă, câte perechi de ochelari are cu metru. Am murit. Aia, da, băi, altceva. Altceva! E altceva, băi, omoare altceva aici. Câte ceasul? La cât dintre aia, la și 15. Să-i bag și la și, la și 15, ca să nu fie rău. Că întârzia eu o leacă, dar nu pot să le bag chiar așa, urât, știi? Până acum ciocănele, că până desfac cui, până când alea, până când alelalte. Au de ce suport am aici pentru tablete, pentru... Yes, please. Yeah, it's working, yeah. Ah, no, 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 no. I'm just gonna go pick it up. What I gonna do it? I pick it up that trailer, go there, just delivery and come back empty. All right, thank you, no worries. I'm gonna go to pick it up the trailer till there, you know, till you send me. Cheers, take care, bye, thank you, bye. Ia mă să verificăm. Are omul tabletă GPS aici în sus, suport pentru telefoane. Bă, ia uite încărcător. Mamă, ce aici, bă? Bă, băiatul! Ce aici? E cabină mare, are proiectoare sus. Are nebunia, are alea. E tank, noaptea asta mă distrez, am cu ce filma, am... Băi, dacă aveam acces la camioane bune, vă spun drept, să făceam 1 milion de abonați pe YouTube, ăsta nu făcea nimic. Și așa am contentul meu și mă iubește lumea așa cum sunt. Da, păi, dacă mai aveam V8-uri, V75, V50, V-uri peste V-uri, X-uri și alte nebunii, bă, rupeam. Și așa se rege lumea mea. Lumea mai nouă, cum am spune Iliescu. Ilescu cu transportul românesc. Oh, yeah! Deci în principiu cred că avem o remorcă descărcată noaptea asta, dragi oameni, de care întoarcem înapoi. Este o cursă, apărută după inserin, pe aceea s-o fi îmbolnăvit vreo unul. Cine știe ce s-o mai fi și întâmplat, că eu mai nou așa muncesc. Mă rog la Dumnezeu să mă îmbolnăvească câte unul, să mai muncesc și eu, știi? Ca idee și cum s-ar zice și cum s-ar povesti. Ai. Băi, să spună oricare ce-o vrea și oricine ce-o... Dacă n-ai bani de Volvo, nu spune, mă, că Scania e mai bună. Dacă n-ai bani de Volvo, nu spune că e mai bună Scania. Spune că n-ai bani de motorină, că Volvo consumă mai mult. Spune că, na, că nu-ți permiți. Spune că vrei mai multă eficiență. Dar nu spune că Scania e mai bună. În contextul în care aia bate la consum toate camioanele de ani de zile, da? Spune că vrei eficiență, spune că... Spune că vrei să-ți crești afacerea. Știi? E altceva. Bă, foarte îngrijit camionul colegul. Are și apa, ce o grămadă de baxuri cu apă. Parfumuri foarte șmechere în cabină. Lenjeria pe pat așa arată. Omul-i tramper. Știi? Camionul arată rău, are proiectoare sus, are și goarne. Ia să vedem cum se aude goarna. Japonia! Să o jumătate de oră aceea, dragi oameni buni, ca să verific jobul. Pentru că mi se păru că vă dați seama că de la Heisham mă duc până la Birkenhead. Nu găsiră șofer din zona aia, sau nu știu ce se întâmplă cu ei. Nu găsiră șofer din zona aia și mă trimit până la Birkenhead, care e destul de mare distanța. Fac în noaptea asta la ore să mă bată, mă. Mergem la favorit și mergem aici. Heisham, Halifax, Stena Truck Liverpool, Stena Line, Birkenhead. Bine, aș cam ști pe unde să mă duc, dar e bun și asta că să mă ține de taina aceea până când ajung acolo. Știi? Oricum vă arăt și camionul ăsta la interior, la exterior. Acum nu pot să mai stau foarte mult, că am să stau la 5 și 5 jumate și mă gândesc că ăștia oră de descărcare pentru că o să ridicăm o remorcă frig. Care frigul este setat pe 0 grade, îmi scris mai multe detalii în job, știi? Se deja întârzi aici ceva, mai ales că o jumătate de oră să sun office-ul. Să verific jobul. Că după ce că
După ce că suntem noi așa cum suntem cu joburile, dacă nu fac nici treaba să mă bată mama, oricum n-am contract, știți? Știți cum muncesc eu, cum muncesc cu ziua. Dacă nici nu fac treaba, nu mă mai ia nimeni, știi? Și așa prefer să o iau ușor și să-mi fac treaba. Și sunai în firmă la ei, mă transferară în vreo 4-5 office-uri, pentru că ăștia sunt destul de mari, ca să pot să verific dacă am capul tractor corect, dacă am remorca corectă, că mi se păru mult de mers pe gol. De la Heysham până la... De la Heysham până la Liverpool, până la... Păi este 100 de mile pe gol. Gândiți-vă că merg 100 de mile pe gol doar cu capul tractor. Opa! Ca acolo să ridic o remorcă, nu găsiră, mă, la Liverpool să fi găsit șofer? Nu-l fi găsit, mă. Nu-l fi găsit, da. Lasă că bagă coxul ori în seara asta. Căci că trebuie să descarc aia cu frig, să o reîncarc și trebuie să o las pe undeva. Deci noaptea asta mă duc la 15 ore ca bossul. Nu este nu cred că este vreun job calculat, ci mai degrabă un job care a apărut de nicăieri și trebuie făcut neapărat. Te pup, man, scuză-mă că de asta și alaltă, știi? Pati și canai. V-am văzut aici la Heysham și mi se pare că au pus ăștia o cameră. Aici pe drumul ăsta e limită 80, știi? Și tare mi-e frică că au pus ăștia o cameră aici, dincolo de sensul ăla. Am văzut așa în câmp niște alea care seamănă cu camerele, gen. Câți kilometri sunt? 400.000. E cabina, cred că cea mai mare. Dar vezi, are cheddar. Și ăsta are probleme cu cheddar-ul, mă. Vedeți? Și ăsta are probleme cu cheddar-ul. Uite, intrăm una pe aici. N-are aici în față, vezi? Aici nu mai are, uite, vezi? Dar rest are probleme cu cheddar-ul aici. Eu cred că se poate rezolva. Dar oricum ar fi Volvo, e Volvo. Și cea mai cheală variantă de Volvo se poate compara, mai ales... Eu mă refer că acum au scos așa Scania, S-ul ăsta e ok ca și cabine, ca și confort, știi? Dar rest, cu Volvo, poziție, scaun, volan, n-ai să vezi la multe camere ceva. Și asta face de mult poziția asta, scaun, volan. Cu volan care se grează din mai multe unghiuri. Uite aici în câmp, mi s-a părut. Pentru ce sunt camerele, dragi oameni? Uitați-vă și voi, da. Sunt pentru viteză, dar nu cred că sunt pentru viteză, mă, pentru altceva. Oare ori să măsoare fluidizarea traficului, să vadă câte mașini trec pe zi, ori nu știu de ce ar putea să fie camerele alea. Având în vedere, dragi oameni buni, că sunt la Borkenhall, să vă arăt interiorul la cabina asta, LED sus avem, după cum vedeți, am 44 de minute pauza ce făcute, că e remorca pe corabie. Bă, cred că e cea mai mare cabină din ce văd, îmi place că are lumină LED, a pus cu metru aici o extra saltea pe salteaua asta, și are sac de dormit în care să doarmă. Și cred că ăla este un radiator în plus pentru căldură. În rest citește cărți, The Box, Driving CPC. Nu știu câtă lume citește cărți despre CPC, dar totuși omul, dacă se preocupă cu de asta, înseamnă că îl interesează ca idee. Trebuie să luăm de aici o remorcă, să începem undeva prin Northampton. Consei până aici 2 ore, așa că sper să nu mă întind ăștia foarte tare noaptea asta cu programul, că trebuie descărcată remorca și încărcată. Să-mi bătătoneze restul, apă câtă urs cu valări în pioneze, președinte pentru multe generații. Deci, dragi oameni buni, de prin Nottingham vreau să vă spun că ar trebui să fie o culina pe aici. Aici nu e intrare. Clădirea asta o fi. Nu e nici asta, că aici e intrare. Nu căutai firma pe net ca să văd și unde mă duc dacă e. Că ce, se lasă, că n-am cum să o nimeresc, că e culina. Și dacă e culina, de obicei, culina e mare, man. Cu friguri, cu alea, cu nebunii. Avem marfă de 0 grade. În remorca asta. Deci pe strada asta undeva să fie, nu? Ăsta-i BM, da, Sprint. Și aici în fundătura de fie culina. Ma, 12 noaptea fiind. După aceea să mă să încarc, o să am o noapte, o.
Bă, de-aia joburile de noapte sunt just about driving. Aici n-are cum să fie. Nu e aici, mă? Stai să caut pe net până la urmă, Monica. Am și o bucată de hârtie. Și asta ar fi bucata de hârtie. Verificai post cu de două ori. Și acum să caut pe net. Bă, deci ar trebui să fie pe undeva pe aici. Cred că în partea aia altă e. Deci eu mă duc invers, da. Postcodul mă duce aici în fundatură și ea trebuie să fac în intersecția trebuie să fac invers, mă duc pe partea alta. Am zis trebuie să mă întorc aici în cap intersecția asta și mă duc invers după aia. Nu prea văd bine, mi-e frică să nu rup un indicator ceva, dar văd că n-am indicator de aici. Trebuie să mă trag mai în față. Bă, nu-mi place cutia asta pe bord, dar unele camioane au, nu știu dacă o fi mai ieftină opțiunea asta cutie pe bord, dar îmi place schimbătorul aici mai tare. Deci drept în fața aici undeva, cred că s-ar putea să fie și pe dreapta, pe dreapta, da. Dacă n-am să bag noaptea asta, că am și încărcare de făcut. Și după aia trebuie să mă și întorc la aici, am. Unde am mașina să las capul tractorului. M-aș bucura, dar nu cred că mai am program dacă mă trimite înapoi la port, să o las la Borkenheim, de exemplu. Cred că trebuie să o încarc și să mă duc cu ea înapoi la Heysham direct, o las în port, parchez capul tractor și aia e, că nu știu cât mă întinde cu condusul. Nu e asta, nu e asta, Colina, nu. Bă, dar nu e pustiu pe aici, să-mi vădă, mă. Dacă nu... E pustiu, dar să nu vezi tu un camion, mă. Nici aici nu e intrarea. Aici nu e intrarea, poate intrarea de mașini mici asta. Bă, zice că aici ar fi intrarea. În colțul ăsta aici... Culina, da. Aici unde? Aici în dreapta, da. Aici în dreapta, da. Gatehouse, da, aici. Aici, da. Bă, nu știu ce fac ăștia cu mine, dragi oameni, că de aceea descărcai. Noroc că făcui pauza în timp ce descărcai. Știi? Mă stătui un pic să fac pauza. Mă scărcai în 30 de minute, mă scărcai foarte repede. Mă trimite la vreo 50 de mile să schimb remorca. Păi bag asta, stată, e maratonul noaptea asta. Să-mi vadă mama dacă nu. Mă întâlnești cu vreo doi băieți acei și în timp ce descărcai. Bă, foarte mulți oameni mă cunosc după TikTok, man. Eu nu credeam că TikTok-ul ăsta arăta putere să mă bată mama cine. L-am privit ca pe o aplicație de râs de panoramă. Dar nu vă vine să credeți la câți oameni pot să ajung. Și de când m-am apucat de TikTok puteric am început să-mi urce și vlogurile. Deci intră lumea și se uită. Intră lumea și se uită, pe bune. Bă, aici fac dreapta, nu? Fac aici dreapta, da, aici fac dreapta, fac dreapta. Aici veni, nu? Bă, băiatule, bă, încă 50 de mile de aici. Fac o oră, acolo fac, las remorcă și iau. Și după aia mă duc către casă, cred că. Să-i sun, să le spun ce remorcă iau de acolo, de la Asda. La un Asda, las remorcă și iau remorcă. O
oprit frigul ăsta, dacă era pe 0 grade. Și acum dă o rachetă încolo. Dă o rachetă încolo, bombon. Ăștia nu știu aici nimic, bă. Și văd că numai traile de-aia lor au. Cred că, cum ziseră ei, wrong depot. Mă întorc aici. Oare ești afară pe partea asta, așa, într-o bucată, mă? Mi-e frică că rup inima în ceva pe aici. Nu mă duc așa, nu mă duc, că mi-e riscant. Mi-e riscant să rup inima aia așa. Mă duc, mă, încoa, mă întorc. Știi? Mă duc, mă, încoa, mă întorc o lea așa. Ca să nu am emoții. Să-mi forțez mâna prea rău. Să nu forțez mâna prea rău, că mă trebuie să mă rupe aici. Și erau și parapeți și fiară și toate nebunile pământului pe aici așa. Și vreau să rup eu la ele, cum s-ar spune. Și cum ar veni. Hai, deschideți poarta, băi. Să ies. Băi, eu cred că eu mă luai după ăla degeaba, că mă luai după mântul la asta. Și zic, băi, hai că dacă o ia asta în coasă, eu și-o după el. Dar nu spuseră în ce parte, că vezi aici au numerotate gate-urile astea. Normal ar fi trebuit să-mi spună, bă, te duci la gate-ul D. Și nu zise nimeni nimic. Gen. Dar GPS-ul m-ar duce încoace și după aia să fac dreapta. Deci eu ar trebui pe strada aia să mă duc undeva. Acum nu știu dacă e acolo, dar am decât să încerc. Vezi, aici e numărul 3. Eu nu-i fusat la 2. Aici ar fi 3-ul. Așa nici măcar nu știau despre schimb de remorcă ceva. Știi? Aici e Nissan, deci nu e Asda. N-are nicio treabă. Stă mama dacă nu, bă. Deci ar trebui să mai fiu intrare la Asda încă trincoa. O fi o altă Asda aici pe colț, mă? O fi altă Asda aici în colțul ăsta, în stânga, 4. Aici la acest 4. Hai, bă, că nici n-aveam program așa cu nemiluita, bă. Nu vă jucați, bă, cu mintea mea, bă. Bă, nu vă jucați, bă, cu programul meu. Nu vă bătești joc, bă. Ăsta Asda aici, mă? DP Words. Ce-am nemâncat să aștări, prietă, nu e Asda asta aici, mă. Ăla vreau să fie Asda aici. Ăsta e Asda Gate-ul 3. O fi aici? Cirguțin. Nu știu ce să pot să zic. Sunt și aici. La interfonul ăsta poate aici o fi. Poate aici o fi. Știi? Ăla la 2 se că nu știi. Poate sunt aici. Hai de capul, mă doare și capul. Doare și capul data văzeală. Ce-a făcut răzut închis, sărăți? Hai de trebuie să fie, mă. Bă, fii atent că deschiseră bariera. Dar acum în ce parte mă duc? Mă duc la șantărea ce se intre pe ăștia. Trebuie șantării ăștia, că trebuie să știe ce fac pe aici cu viața mea. Dar uite, văd o remorcă acolo în colț, aia de-a mea, a mea s-ar putea să fie. Bă, cred că o dicli, mă bag o lea așa în parcarea asta, că vorbi cu șantărul și cred că una din remorcile s-ar putea să fie a mea. Ora asta, ora asta.
O parchet aici e făcut la ofis. Deci nimeric cumva aici, la poarta 3. Trebuia să ajung eu, nu la 2, că de aia nu știau ea. Bine, și-a zis răbarea direct. Cumva, nu mă dă dură să vorbesc cu ofisul, gen. Modul de a merge cu spatele la Volvo nu lasă nimic de reproșat. Deci asta e o legendă, mersul cu spatele. Mergi cu el cu spatele până mâine să-mi vadă, uitați-vă și voi numai ce liniar. Spui Volvo, spui camioane, bă. Spui Volvo, spui camioane. Hop, 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 ușor, 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 să nu sar peste bordură. Bun. Bă, băiatule, ce-i aici, bă? E o nebunie mare aici, boys, ce-ai? Deci nu știi câte locuri au asta aceea. Mă pus să mă parchez. Bine că nu încărcai, că ăștia vreau să mă încarce aici. Ce vorbești, bă? Ce vorbești, bă? Au o grămadă de intrări. Încercai doi, un nimic. Suna iar în, la Liverpool, mă transferă tu, mă transferă în Irlanda, că lucrez cu Irlanda. Păi ia să-mi scurg la vorbă și aia. Deci îmi zise băiatul acela, bă, fii atent, te duci încoa, la sensul ăsta. Și vezi, tot ce vezi aceea asta e. Deci tot ce vezi aceea asta e, bă. Ce ai? Tot ce vezi aici e asta, asta că te duci încoa, te duci tot drept, tot drept, tot drept și vezi că pe aceea o să fie un asta. Stai de HL, da? Stai măcar să merg așa ușor, că poate, poate. Trebuie să mai fie un asta pe aici, da? Ăsta e altceva, nu e asta. Căci ca aceea fac de obicei droape în swap. Mamă. Și că sunt în biblioteca lui Slaviu, și pe toate, mă. Noaptea, Chiorbuș, la două noapte, uitați-vă ce fac. Chiorbuș, la două noapte, uitați-vă, na. Pic ochiul în gură și eu chiorbesc pe aici. Chiorbejesc. Ăsta ce fumă, fu' azda asta. Azda 4 fu' ăsta, mă. Bă, nu știu ce să pot să zic. Ăsta fu azda. Fu alt azda asta, mă. Vă spun, de nu mă întoarce aici. Și mă duc să încerc și azda ăla. Hai, mă, că le încerc pe toate să mă bată, mă, până când dau de un loc. Am și loc să mă întorc aici cât vreau. O manevră de ăștia cum făceam eu. Bă, încercai la 2, încercai la 3. Ăsta e 4 deja. Încerc la 4. Aci. Încerc la 4 aici. Asta HGV Car Park. Service Rental Center. Nici nu știu dacă sunt bine pe aici și ce-i face și pe aici, bă, să mă bată, mă. O, maică sfântă! Dar nu cred că este ambient, mă. Nu cred că este ambient, bă, man, bă. Uite ce înseamnă, bă. Nu e stau aici, ai tot cu friguri, nu vezi că descarcă friguri aici? Descarcă friguri aici. Stai măcar să nu rup remorca asta pe aici, prin cotețele așa de rampe. Nu e ăsta ambient nici cât e nouă și corabie. Dacă schimb remurca să fie remurca de Magburi. Ăsta nu e. Bă, când e proastă de... Ce vorbești, că ăștia au remurci peste tot, bă, așa, nu știu. Când e proastă asta, când e proastă conducerea, așa te faci, te bâză, e 5 ore. N-are să fie aici, n-are cum.
N-are să fie aici. N-are ce să fie aici. Vată mama dacă așa știu ceva. Pe unde să ajung eu și pe unde nu. Hai că au aici interfon. Dar nici nu merge, l-au spart așa, l-au bombarat. Bă, la 2, 3. Ăsta a fost 4, nu? Vedem ce urmează, mă plin cu remorca asta până atâi dau, până cap, de cap îi dau. Ăsta a fost 4. Rental Center Service and Rental Center. Deci nu aceea să ajunge, dar nu la ambient. Deci trebuie să mă uit după 5. Trebuie să mă uit după 5. Azi da 5. Au ce cântă păsările de fain. Trebuie să mă uit după azi, dar numărul 5. Ce vorbești, mă? Ce vor... Uite-o și aici e asta. O fi aici altul azi, da, mă? Dacă văd remorci de tip prelată, da, mă, aici e. Uite cât de prelată aici, aici, asta e 5. Și aici intru, mă, ăsta e ambient. IDC, da, mă, ăsta e 5. Asta e intrarea pentru mașini. Da, și mă infază să fie intrarea pentru camioane. Hai, mă, că ușor le descoper să mă bată, mamă. Te joci? Nu te juca. Aici e, mă. Încătre stânga. Trebuie să o iau. Deci aici, încătre stânga, trebuie să o iau. Să fie intrarea pe aici. Ăsta e Asta 5, da? Dacă îți puteam să spună și, bă, te duci la number 5. Dacă spuneam măcar asta, bă, numărul 5, de la numărul 5, da? Și acolo schimbi remorca, nu era totul foarte ușor și ușor rău de tot? E securitatea aici sau nu e? Nu e, să sunăm la interfon sau discut cu ei. Ce crezi că am spus asta? Ridic bariera pentru tine și închis. Și acum, cum știu eu pe unde e biroul vostru pe aceea? Bă, băiatule. Două noapte. Nu puteam să-mi facă și mie viața mânșoară să zică, bă, muie. Hai că spune ce ai de făcut. În ce parte o iei, în ce parte o dai? Păi nu știu aici unde să mă duc, drept în față, drept înainte. În ce colț de clădire au ăștia birou? Așa ceva. Mă pun pe avarii și dacă dau de un șantar să-i fac vreun bliz ceva. Bine, noroc că merg cu camionul, știi? Aude la containere aici în curte până la tot ce vrei. Rampe și iar rampe. Și iar într-o rampă, rampă. Remorci de ale lor, dar asta e ambientul, măcar știu o chestie. Că asta e ambientul. A, așa s-ar putea să fie ei. Acum mă duc să mă parchez aici. Nu știu dacă ai sens unic pe aici, pe partea asta, că vă să parcați pe o parte. Dar nu fac, cred că one way system, nu cred. Cel puțin nu cred eu. Mă parchez aici, mă duc pe jos să vedem la birou ce zic ăștia. Dar măcar sunt la ambient, gen, știi, e bine unde sunt. În sfârșit m-a nimerit locul unde trebuie să ajung să mă bată mama, bă. Deci știu rășanterii ce fac eu aici. Deci este un job ritual, cred că se face cam pe fiecare noapte, gen. Mă duc în partea alta de clădire, înseamnă că sunt niște containere pe acolo, bagă și o remurcă asta, o las pe acolo. Și aici, în fațele rampei 25, trebuie să am o remurcă care încă nu-i gata. Ce rampă e asta, mă? Stai să vedem. 20, 23.
24-25, 25 asta, nu? Da, 25 asta, nu e gata încă. 26-27, da. Nu e gata. Dar mai vând un învârt un 45. Mă învârti bine rău de tot, bă, mă învârti bine rău de tot. Și m-a ajutat lui la port. Că am zis la port la Borkenheim, s-a acolo 45 de minute. Căci că nu-i remorca asta de jos pe vapor. Bun, așteptai 45 de minute, veni iar. La care să nu știu dacă remorca asta de jos pe vapor, dacă remorca era parcată și mama ei cred că era de mult la parcată, da. Ai. Dacă asta s-a putut, mai avem acolo un individ al nostru. Bă, merg, sunt foarte tari girofarele astea, adică aia de sus, proiectoarele astea sunt foarte tari. Numai că ce credeți că le-a bătut vântul și le-a spart, unele sunt sparte. Cred că o să vezi containere pe aici, parchez acolo, da? Și-o lua așa ci, bun. Bine puișor. Și-o lua așa ci, da? Aici să o lua între ăștia, nu? Și pe aia să-mi văd treaba de viața mea. Aha. Ce încarcă băieți așa noaptea aici. La patron. Pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nimeni, nimeni nu vă întrece. La, 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 la. La, 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 la. Ia bagă-te-mă pe aici așa. E bine? O fi bine cum fac. Să mă bag așa. Sau n-ai voie. A nebunit lucru, mănâncă iarbă. A venit nebunit lucru, bă, mănâncă iarbă. Bun, aici rămâne. Aia a fost bateria mea care căzună jos. Spune că o mai găsesc acum. Una din bateriile mele aia care căzună jos, da? De la GoPro. Ia uite-o cu alea. Și cum mă iau de aici, mă, să mă bată? Hai mă, că am mâinile așa scurte, am mâinile așa subțiri. Mi-intră deșetele foarte ușor. Hai să văd cum arată oleacă ăsta. Avionul ăsta. Volvo Euro 6, cabină mare la patron. Deci, edita mai cabinoiul. Are proiectoare sus cu... Proiectoarele a două, la capul de sus de acolo, nu știu, n-am lanternă la mine. Am lanternă la mine, chiar era făcea treabă. Proiectoarele a două de sus în sparte. Probabil de la vânt s-au dat ceva în ele. Are... Barea cu proiectoare și trompete. În rest e... Cabina cea mai mare, impunător, așa e frumos. Singurul defect pe care eu îl găsesc la Volvo, să fiu sincer, este faptul că... Uite, nu atinse, bă, să ziceți că uite. Deci sunt exact la fix. Singurul defect pe care eu îl găsesc la Volvo e faptul că... Chedere la uși. Aia se pot repara. Le poți face dacă mai azi pe România, probabil se fac. Dacă te ocupi un pic de ele de aici, din uși din închizătoare, probabil poți trage închizătoarea mai așa, sau habar n-am cum o poți face. Sau din ăsta, nu știu dacă poți să-l muți pe ăsta cumva de aici. Dar vezi să-ți tragă ușa mai înăuntru. Ca să fie mai etaj la cheder, știi? Și atunci chiar faci treabă. În rest, curățenie, frumos în el aici, doarme cineva. Doarme cineva, asta e trampa care face. Care folosește camionul. Are saltea de asta, sac de dormit. În care doarme. Are și spray acolo, așa de cu spray când alea. Aici stau. Măcar să mă pe pauză. Bă. Deci s-a lăsat cotoarba asta. Și acum ne parcăm în fața rampei 25. Până când în alta. Să vedem. Ne vine gata remorca mea. Păi, eu pe aia. Așa e. Deci B25. Numai bine să vă arăt cum arată asta la exterior, că n-apucai. Deci băgai până acum, nu știu câți kilometri, dar băgai ceva.
Măcar să-mi iasă 45 să-mi pot să duc până la port, până la port direct. Dacă mi-a să 45 acum, am spus la port direct fără discuții. 25 ar fi, 26 ar fi ăsta. Dacă mai fac un 45 aici în fața ăsteia, ar fi o idee. O ce doar eu ăsta pe scaun cu gura deschisă, ia. Eu ce doar pe scaun cu gura deschisă. Scoal, bă! Scoal, bă, muie, bă! Scoal-te, bă! Scoală-te, bă, în pula mea, bă! Scoală-te, bă! Doare pe scaun, bă. Altceva. E altceva, e altceva, e altceva, bă. E altceva, e totuși totul altceva. Când dor pe scaun, știați că n-ai voie să te atingi de remorcă? Ai voie să te parchezi în fața ei? N-ai voie să te atingi de ea? La TNT îți dă interdicție pentru manevre de genul. În momentul în care e încarcă, tata. Mamă, s-o mă atomă ce noapte. Fiți atenți aici, deci am 168 de mile de acum. Deci trebuie să fac 3 ore de aici lenjer. Trebuie să fac 3 ore de aici lenjer. Până acasă. Nu știu cât program mai am, s-o mă atomă. Mi-am ajuns 10 ore noaptea asta. Eu zic că trebuie să-mi ajungă. Calculară și jobul, mă. Mă gândesc că nu mă trinseră prea departe. Dar 200, așa 168 de mii, le fac cam în 3 ore. Eu nu mai știu cum să seta la ăsta, la Volvo. Nu-mi vine acum cum să seta la Volvo display-ul ăla. Să-mi arate, nu consumul, să-mi arate cât am până la 10 ore. Știi? A, 3 ore 41 mai am, da. Adică îți apare aici pe tahograf. 3 ore 41. Ar mai avea de condus. Mi ajunge și mama mea programul. Că în 3 ore de aici ajung. Bine, acum să începe să umple autostrada dacă e 3. Deci la 4 ia să ăștia. Oricum nu cred că mai e ca în anii trecut să mai umple autostrada. Să mai umple mai puțin autostrada, nu atât de multă că... Nu prea mai e ce a fost. Nici în Anglia asta cu munca. Era înainte... Mergeai să mă bată mama 5-6. Dacă nu mai e tată. Acum dacă ai prins 3 zile coxuț, de linși pe botic puiul meu. Aia. Dar asta e viața de borfaș. Faci multe rele, nu te rași. Bună dimineața, dragi oameni buni. 6:30 fiind. Nu știu cât am condus, mă bată, mă, băi, 600 km noaptea să nu băie nimic. Deci dacă nu băgai 600 km cu Volvo, să nu băie nimic. Așa, combinație de curse și legăciune și o jumătate de oră de scărcare, împinsă în 45 de minute pauză. Deci făcut de 3 ori 45 de minute pauză. Prima oară, înainte de remorcă, 45 de minute pauză, când scărcai 45 de minute pauză și când schimbai pe asta 45 de minute pauză. Deci am 3 ore numai de pauză, cum s-ar spune. Bine, n-ai ce să faci, mare lucru că e frig. Bine, asta e ambient, nu este frigul porin, dar la prima încărcătură fură 0 grade, gen. Mai am un singur job de făcut. Să mă o să las la Stena Line. Încă n-am referință să sun când m-am apropiat de port. Dar sun exact în port, oricum n-am unde să notez în caz că îmi dau referință, știi? Și sun exact în port să vedem ce și cum ce-mi dau acolo. Am lăsat-o, l-am parchegio și cam aia a fost. Deci noaptea asta intrai la 5 și 15 parcă. Dacă nu mă înșel eu. 5 și 15, da? Și ies pe la undeva la un 7. Băgai ceva, dacă mai prind 2 zile ca asta. Am fetat foamea și săptămâna asta să-mi bată, mă. Deci cam atât vreau să arăt pentru noaptea asta, dragi oameni buni. Nu știu dacă se va arăt camionul sau exterior pe zi, dar cred că-l văzură în mare parte. Nu e nimic special, în afară faptul că e Volvo cabină mare și de 500.
Ne auzim pe 5 în casă, nu v-a plăcut acest drag vlog, dați-vă un like puternic, un follow pe Instagram, pe pagina de Facebook Adrian Cux, inclusiv pe TikTok dacă e.